documente, astfel încât aceștia să poată să își achiziționeze după nevoie oricare dintre abonamentele Bronze Eris, Silver Family sau Gold Narnia în luna ianuarie a noului an. Mulțumesc tare mult, Denisa. De altfel, cei care doresc să afle mai multe despre programele noastre o pot contacta direct pe Denisa. Și nu am început întâmplător cu copiii, pentru că este limpede în Europa bună și veche pe care strămoșii noștri au crescut-o, au cultivat-o. Această întâlnire cu clasicii, inclusiv cu Homer, era o întâlnire rezervată încă din primii ani de școală, celor mai asidui, celor mai dedicați, mai ales studiului literelor, și într-un fel sau altul această memorie s-a pierdut. O să vedem care este posteritatea lui Homer în cultura, iată, creștină și după aceea poate în cultura modernă. O să vedem care e miza lecturii acestui clasic, dar înainte de asta vreau să vă spun câteva cuvinte despre Octavian Gordon, care este și prieten personal. Ne știm de aproape 13-15 ani. Mă îndrăznesc să spun că suntem prieteni de familie, în orice caz sunt prieten cu familia sa lărgită și îl am în vedere aici și pe fratele său și pe tatăl său, pe care îl prețuiesc în mod deosebit și care este un retor și un profesor de omiletică în spațiul teologic românesc. Dar mă întorc la Octavian, care e oarecum din aceeași generație ca și mine, care a studiat limbile clasice la București sub îndrumarea regretatului profesor Dan Sușanski, care a fost un colos al acestei discipline, nu trebuie să o spun eu, cu toții știți cine a fost Dan Sușanski pentru studiile clasice românești. În orice caz, după ce a studiat filologia, a virat puțin în direcția teologică și istorică, a fost implicat de asemenea în studii postdoctorale, a fost și bursier al Confederației Elvețiene, a studiat la Berlin, este vorbitor de mai multe limbi străine, aș spune moderne și vechi. Deopotrivă, îl știu ca membru al comunității intelectuale implicate în traducerea, odinioară cel puțin, în traducerea Septuagintei. A participat deci la acest proiect absolut esențial, care a fost patronat de profesorul Andrei Pleșu. A participat la zeci, sute poate de manifestări științifice naționale și internaționale. Și vreau să spun ceva, pe lângă faptul că a fost un director general al Bibliotecii Naționale a României foarte curajos, el este și un om care a îndrăznit să pună în discuție impostura în mediul academic, inclusiv plagiatul, ceea ce din punctul meu de vedere îl face pe Octavian Gordon nu doar un membru remarcabil al comunității științifice, ci și un membru, aș spune, indispensabil al comunității, vine să spun, civico-politice din România. Dar, cum la Clubul Marilor Cărți nu facem politică, ne oprim la aceste observații și vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru prezență. Foarte rapid am să spun care sunt regulile jocului. Avem o prezentare de 40-45 de minute care să le facă poftă, ca într-un aperitiv, drag Octavian, celor care pur și simplu în viața lor n-au apucat să citească un clasic, precum Homer, după care avem două, trei anunțuri intermediare și, evident, partea de întrebări și răspunsuri, care este dedicată exclusiv, și insist pe acest cuvânt, membrilor Clubului Marilor Cărți. Practic, atunci vă veți putea deschide și camerele video, dacă simțiți nevoie, la partea de Q&A, fără nicio rezervă, ca să fiți văzuți și ca să puteți vedea mai bine despre ce vorbim. Abia aștept să ascultăm prelegerea, prezentarea lui Octavian. Ai microfonul. Mulțumesc frumos, dragă Mihai, silicet, și mă bucur să mă număr printre prietenii domniei tale. Îi salut pe toți membrii Clubului Marilor Cărți, precum și pe cei care ne mai ascultă. Văd aici chipuri și nume cunoscute, precum cel al profesorului Claudiu Arieșan, pe care îl salut, Vasile Condrea și ceilalți. Sunt foarte emoționat cu privire la această întâlnire, pentru că, întâi de toate, mă onorează chemarea, invitația în acest context, iar pe de altă parte, trebuie să mărturisesc că eu nu sunt un specialist în Homer, nu sunt un homerolog. Vor fi fost pe plaiurile românești alții mult mai capabili să vorbească despre Homer și Iliada lui,
sau a noastră, dar cumva printr-un act de curaj am acceptat invitația lui Mihai Neamțu și a celorlalți. O să vă rog să-mi permiteți să încarc spre văzul tuturor un document PowerPoint ca să ne putem urmări mai bine eu pe mine însumi și dumneavoastră pe mine. Din capul locului vă spun că, deși am fost invitat să vorbesc despre Iliada, nu pot să acoperi în întregime acest subiect, nici măcar în rezumat. De aceea am convenit cu organizatorii să mă opresc mai mult asupra finalului în ceea ce privește detaliile. Dar nu voi putea ajunge la cântul al 24-lea al Iliadei până nu vedem câteva lucruri și o să vă prezint pe scurt cele patru puncte pe care doresc să le ating. Întâi de toate să vedem cine a fost acest Homer. Dacă a existat, dacă n-a existat, cum ne raportăm noi la el prin prisma a ceea ce ne-a lăsat. În al doilea rând o să povestim pe scurt Iliada, să vedem firul epic în rezumat, iar în al treilea rând vorbim puțin despre miza creației poetice, omerice. Care este miza acestui poem și mai ales ce valori ne scoate la iveală. Vom adăsta ca ultim punct la acest final al cărții a 24-a, pe care l-am etichetat drept domol, finalul domol al unei epopei învolburate. Haideți să vedem despre ce e vorba cu Homer al nostru. Despre Homer avem o imagine tradițională, mă rog, și prin mijlocirea altelor artelor vizuale, artelor plastice, aceea a unui bătrân orb. Și mai multe relatări antice ni-l prezintă ca pe poetul orb. Acum, numele lui în grecește este Homeros. Vă rog să remarcați accentul, anume am trecut grafia grecească a acestui nume, nu din teribilism, ci ca să poată să urmărească ascultătorii noștri accentul. Accentul este Homeros pe grecește, numai că noi am preluat accentuare de tip latinesc, probabil pe filieră franțuzească, cumva amestecată cu citirea veche latinească, nume Homerus. A treia literă din șir este un eta, care în mod tradițional se transliterează în alfabet latin cu un e. Iar regulile de accentuare latinească spun că dacă penultima este accentuată, este lungă, atunci trebuie să fie și accentuată. Doresc în mod aparte să atrag atenția asupra acestei chestiuni legate de forma numelui, pentru că atât Iliada cât și Odiseea, de fapt nu, întreaga literatură antică este plină de nume care în tradiția noastră românească sau în tradițiile noastre românești apar sub diferite forme. Eu am avut această dificultate chiar vorbind, mă rog, într-un episod foarte dramatic, așa, în care eram pe banca unei mașini de poliție în spate, încăprușat cu mingile la spate și cu un sac pe cap, ca să nu văd pe unde mergeam. Era o procedură, mă trebuia îndeplinită. Și eu mă aflam într-un dialog, deci în această postură, într-un dialog cu unul dintre polițiștii din față, unul conducea și cel din dreapta închega un dialog cu mine despre Homer. Dar eu habar n-aveam că vorbea despre Homer, pentru că îi spunea Omiros în sus și Omiros în jos. Și urechea mea, chiar dacă era de clasicist, nu era obișnuită cu acest Omiros. Și o să vedeți că citind Iliada sau citind Odiseea, multe dintre numele prezentate acolo poate vă sunt cunoscute, dar nu sub forma în care ea este prezentată. Bun, să ne întoarcem la numele acestuia.
Este numele, este un adjectiv care înseamnă orb sau ostatic. Este legat de o rădăcină grecească a unui verb care înseamnă a însoți sau a fi silit să însoțești pe cineva. Și de aici captivul, ostaticul, este numit homeros, iar cel orb, zic dicționarele etimologice, că este însoțitorul propriului său ghid, propriei sale călăuze. Deci acest Homer se pare că a fost ori un poet orb, așa cum mi-l arată tradiția, ori un captiv. Și teoria aceasta a lui Homer captiv se leagă și de faptul că aezii erau de obicei selectați dintre cei care, captivi fiind, nu puteau lua parte la războiul propriu-zis, nefiind de încredere. Dacă aveai un bun luptător în captivitate, îți era nu știu cum să-l trimiți la oaste împotriva dușmanului tău, fiindcă el s-ar fi putut răzbuna. Și atunci foarte mulți dintre captivi însoțeau armatele grecești, cumva la coada lor, făcând un fel de muncă de teren, de culegere de folclor. Rostul lor era acesta de a culege folclor și de a-l imortaliza, să zic așa, sau măcar să-i dea o formă în versuri. Despre Homer se bat filologii dacă s-a născut la Smirna și după aceea a călătorit ajungând în Chios, insula Chios sau Chios, sau dacă era originar direct de acolo din Chios. Acum să vedem ce este acela un aed. Un aed este, cum spuneam, un personaj care culege folclor, dar care și creează. În primul mileniu înainte de Hristos sau la începuturile primului mileniu înainte de Hristos, persoana sau personalitatea aedului era încă foarte activă. Un aed, culegând folclor sau învățând anumite, mă rog, povești, cum învățăm și noi când suntem mici, avea rostul de a le îmbogăți acompaniindu-și creația lui literară de o chitară, îi spunea, în fapt o liră destul de primitivă cu patru corzi. Ulterior, din Orient, aveau grecii să-și îmbogățească arsenalul acesta instrumental și cu instrumente muzicale mai performante. Cu timpul însă, acest rol al aedului cade în desuetudine și ușor, ușor întâlnim în epocă deja clasică așa numiții rapsozi. Rapsodul este cel care nu mai cântă însoțindu-și poezia lui epică sau povestea de un instrument, ci doar recită poezia. Acum aș vrea să vă imaginați că lucrul acesta s-a petrecut nu numai în Grecia antică, ci mai peste tot în lume, ba chiar până în timpurile recente. Și dați-mi voie să vă citesc ce spune unul dintre specialiștii în literatură greacă, anume Jean de Frada, în secolul trecut, zicând că în urma unei anchete moderne, s-a descoperit în Iugoslavia de la din anii 60 că barzi au fost descoperiți barzi ale căror procedee corespund cu cele pe care trebuie să le fi folosit aezii omerici. Mai spune același Jean de Frada că în 1934 un sârb de 60 de ani, care nu știa nici să scrie, nici să citească, a fost în stare să recite un poem la fel de lung și la fel de complicat ca Odiseea. Recitarea, zice, a ținut 2 săptămâni, câte 2 ore dimineața și câte 2 ore după amiaza. Capacitatea de a reține versuri multe, nu, Iliada are vreo 15.000, peste 15.600 de versuri, Odiseea are și ea vreo 12.000 de versuri.
și nu dintre acelea mici, ci dita mai hexametrii dactilici. Deci această capacitate de a reține versuri multe nu este numai apanajul antichității, ci este și o componentă, a spune eu, sădită în fira omului. Ea trebuie numai activată. O mai vedem din când în când pe la copiii așa numiți minune, nu, care recită poezii pe care noi nu suntem în stare nici măcar să le citim, dar aminte să le recităm din memorie. Dar am eu impresia și va trebui ca un studiu al psihologiei și al lingvisticii deopotrivă, într-un viitor mai apropiat sau mai departe, să demonstreze dacă este cumva devină scrisul pentru asta. S-ar putea ca scrisul să împiedice mintea să reacționeze așa cum ar fi făcut-o dacă nu ar fi existat această barieră. Acum, desigur, o să fiu acuzat că sunt în motiva scrisului eu un om de litere, dar nici vorbă de așa ceva. Numai nu pot să nu remarc anumite coincidențe. Până să fie Homer așternut în scris, au cam trecut vreo 2-3 veacuri. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, un anume Pisistrate, în secolul 6, decretează ca poemele homerice, pe care tradiția le atribuia deja lui Homer, să fie recitate la diverse jocuri ale grecilor, jocuri, mă rog, de tip olimpic. Ele erau recitate, sau acest Pisistrate a decretat ca ele să fie recitate în ordinea pe care o avem și astăzi. Dar cu adevărat așternute în scris au fost și, mă rog, redactate și împărțite în 24 de cânturi fiecare, abia în secolul al III-lea, înainte de Hristos, prin munca unor alexandrini foarte, foarte intelectuali, foarte cărturari. Unii spun că amalgamul de povești cuprinse atât în Iliada cât și în Odiseea arată că, de fapt, nu este opera unui singur autor și că, de fapt, sunt niște tradiții orale diverse pe care abia alexandrinii le-au conformat, să zic așa, în cele două mari epopei, din rațiuni mai degrabă patriotice decât științifice. Acum, trebuie să vă imaginați că în suita de povestiri, în aparență în amalgam, există și o componentă indo-europeană. Sunt foarte multe elemente grecești propriu-zise și nici nu intră în discuție faptul că atât Iliada cât și Odiseea sunt capodopere ale grecilor, în primul rând, nu extind la indo-europeni. Totodată însă, nu pot să nu remarc că sunt și multe elemente comune cu alte culturi indo-europene. Faptul că Zeus este aruncător de fulgere, e ăla care trăznește, nu poate să nu fie pus în legătură cu zeul Thor din civilizațiile germanice. De asta și noi am păstrat cumva terminologia zilelor săptămânii de origine latină. Noi spunem joi de la Iovis Dies, ziua lui Jupiter, nu? Ziua lui Zeus. Dar nu putem să nu ne corelăm cu Donnerstag-ul din nemțește, din germană, unde Donner este trăznetul. Există, deci, dovezi că în Iliada și în Odiseea sunt foarte multe elemente de sorginte indo-europeană. Vă rog să-mi permiteți aici o mică divagație, pentru că suntem în pragul sărbătorii nașterii Domnului. S-a tot discutat și se va discuta poate mult de acum înainte pe marginea etimologiei cuvântului Crăciun.
domnul Gheorghe Mușu și domnul profesor Dan Slușanski, cel pe care l-a pomenit și Mihai mai devreme și căruia sunt foarte îndatorat pentru tot ce a însemnat cariera mea profesională de clasicist. Susțin că acest cuvânt Crăciun este un element indo-european datorat faptului păgân în sine, nu? Că anticii indo-europeni, de fapt, ardeau un butuc întreg în noaptea solstițiului, pentru că nu zeul Soare era foarte slăbit în acea parte a anului. Și arderea unui butuc întreg însemna, într-un fel, ajutorul din partea supușilor, nu? Din partea oamenilor, pentru ca zeul să-și recapete puterile. Revin la Iliada și la Homer și aș vrea să vă spun că comparându-le, Iliada și Odiseea, vedem că au multe lucruri comune, o frazeologie comună. Dacă îi spunem lui Zeus purtător de egidă, purtător de scut, îi spunem și în Iliada și în Odiseea, îi spunem Atena, zeița cu ochi verzi. Dar mulți savanți au considerat că Iliada și Odiseea sunt opere diferite, a cel puțin doi autori diferiți, pentru că în Iliada, de exemplu, avem un conținut mai repetitiv decât în Odiseea. O să revin asupra acestui aspect, dar vreau să vă spun ce înseamnă conținut repetitiv. Avem un soi de cuplu de versuri care se tot repetă de la, nu știu, la un răstimp oarecare. Într-un dialog, dacă apar niște formule, aceleași vor fi repetate, nu știu, 20 de versuri mai jos. De asemenea, în Iliada avem un limbaj mai arhaic decât în Odiseea și asta o spun comparatiștii dialectelor grecești. Iar interacțiunea planului divin cu planul uman este mai bogată în Odiseea. Se spune chiar că dacă am scoate, nu știu, intervențiile zeiești din Iliada, firul epic s-ar consuma în continuare fără mari dificultăți. În timp ce dacă le-am scoate din Odiseea, practic Odiseea n-ar mai exista. Acum, faptul că avem un fapt grecesc și un fapt indo-european și că există posibilitatea unei puzderii de povești, de elemente folclorice comune, pe care abia în secolul al III-lea, înainte de Hristos, alexandrinii să le fi adunat, nu este posibil, pentru că compoziția și structura acestor două epopei arată că sunt, de fapt, opera unei singure minți. Cine îl studiază pe Cicero, de exemplu, din discursuri, o să observe alt Cicero decât cel din scrisori. Cu toate acestea, nu sunt puse cele două tipuri de opere pe seama a doi autori diferiți, ci suntem de acord, pentru că avem și date istorice mult mai concludente, că Cicero este unicul autor. Prin urmare, v-aș ruga să rețineți acest lucru, că Homer chiar a existat și că teoria conform căreia, mă rog, este depus Iliada și sau sunt depus pe seama a doi autori diferiți, este deja depășită. Ce v-am spus eu până acum sunt sinteza unor specialiști în Homer, de dată oarecum recentă. Acum 100 de ani poate încă s-ar mai fi pus problema existenței lui Homer sau problema apartenenței, nu, paternității celor două epopei. Haideți să vedem cu ce se ocupă Iliada. Întâi de toate, este un fapt unic în lume, în toată literatura lumii, că o literatură începe de la bun început cu o capodoperă.
Și nu numai că începe cu o capodoperă, nu produce nimic altceva care să depășească acea capodoperă. Deci literatura greacă nu a mai cunoscut o depășire a epopeilor de început. Mai mult, constituie model pentru cam toate literaturile din lume. Și noi suntem obișnuiți ca nouă literatură întâi să încerce niște, nu știu, poeți minori, pe cum Văcărești, Agachi, nu, până să ajungă la mari autori. La fel, literatura latină, până să ajungă la un Vergilius, trece printr-un, nu știu, amărât de Ennius. Îi spun amărât, deși mi-am petrecut un semestru întreg din studenție cu el. Dar vreau să atrag atenția asupra acestui fapt, că literatura greacă începe cu o capodoperă și nu se depășește. Pe scurt, avem parte de un episod din Războiul Troian, nu? În grecește Troiei îi spune și Troia, dar și Ilion, de unde denumirea de Iliada. Și spuneam că avem un amalgam de evenimente, mai mult sau mai puțin mitologice, parțial istorice, mă rog, confirmate sau nu de arheologi, dar nu avem un fir epic cu început și cu sfârșit. Practic, Iliada nu începe. Și o să vedeți că nici nu se termină. Ca să citești Iliada, trebuie să știi povestea dinainte. Nu-ți spune Iliada că la un moment dat s-au hotărât zeii să facă un mare ospăț în Olimp, dar au uitat să o cheme pe zeița Eris sau Discordia, cum este ea numită în spațiul latinesc. Uitând să o cheme, bineînțeles că zeița asta s-a enervat și a venit în mijlocul ospățului, nimic zicând, da? Și așezând un măr în mijlocul pe masă acolo. Totul zice că acest măr îi va aparține celei care se dovedește a fi cea mai frumoasă. Mărul îi aparține celei mai frumoase. Au început, desigur, nu domnii de la ospăți, ci doamnele, zeițele, să se întrebe oare nu-i fi o cea mai frumoasă? Care? Cui se cuvine acest măr? Și știți povestea, nu? S-a hotărât ca trei pretendente la măr, anume Hera, Afrodita și Atena, să se lege într-un concurs de frumusețe. Dar cine să fie arbitrul? Dintre zei nu prea îndrăznea nimeni. Ei cam știau, fiecare știa câte ceva legătură cu răutatea acestor zeițe. Când nu erau bune, erau foarte rele. Zeus, mai ales tatăl zeilor și stăpânul lor, nu îndrăznea să îi facă vreun pocinoc de soției lui Hera, mai ales de față cu ea. Îi făcea multe pocinocuri, dar nu de față cu ea. Așa încât s-a configurat această idee a arbitrajului omenesc. Și s-au gândit ele să se ducă la un frumos Paris, care era păstor, nu, în cetatea Troiei. Era fiul regelui Priam. Priamos acesta, un rege, despre care o să vorbim puțin mai încolo, și care mi se pare mie personal impresionant, avea vreo 50 de fii și nu se știe exact câte fiice. Paris acesta, în timp ce păștea oile, primește să facă pe arbitrul, nu, și să îi dea mărul celei mai frumoase. Asta este una din marile lui nesăbuințe. N-ar fi trebuit să accepte dacă nu era lipsit de minte. Acceptă și îi încredințează mărul Afroditei, zeița frumuseții, de-al minte. Ghiciți cu cine o să țină Afrodita, nu? În războiul dintre troieni și Ahei, evident, cu troienii. Ghiciți cine va fi împotriva troienilor.
evident că Hera și Atena vor ține partea aheilor, adică partea grecilor. A doua lui nesăbuință, a lui Paris, este că s-a lăsat tentat de răsplata pe care i-a oferit-o în schimb Afrodita și anume i-a făgăduit că o să-l ajute să o răpească pe Elena. Elena era soția lui Agamemnon. Agamemnon, măreț rege din zona de sud a Grecității, un rege micenian, foarte, foarte viteaz. O să vedem puțin mai încolo că avea și niște scăpări din punct de vedere al comportamentului. Ce se întâmplă? Paris se duce, o fură pe Elena, Agamemnon nu se poate să nu dea un răspuns și știind că nu poate să cucerească Troia de unul singur, el și cu ostașii săi, trimite tot felul de solii și îi convinge pe alții greci să accepte o alianță cu el pentru răzbunarea personală. Nu prea au vrut mulți greci să facă acest pas înspre această alianță. Era greu de cucerit Troia. Dar în cele din urmă se naște această alianță și se declanșează războiul împotriva Troiei, care durează nici mai mult, nici mai puțin decât 10 ani. Toate aceste elemente nu sunt spuse la începutul Iliadei și nici ca niște povești de sine stătătoare din cadrul ei, dar se fac foarte multe aluzii și asta este o componentă a marilor cărți, după părerea mea, operează cu elemente pe care trebuie să le știi dinainte. Este ca atunci când te duci la să vezi o piesă de teatru și cunoști textul dinainte. Dacă nu îl știi, s-ar putea să ai dificultăți sau cel puțin să nu poți să te bucuri în aceeași măsură de frumusețea actului artistic atunci când știi deja firul lui. Scenele principale din Iliada se desfășoară, sunt tabăra aheilor, deci a acestor aliați greci, cetatea Troiei, câmpul de luptă dintre tabăra asediatoare și cetatea Troiei, dar, atenție mare, Olimpul este o altă mare scenă scenă principală. Scenă în sensul de loc de desfășurare a evenimentelor. Începutul Iliadei are loc în tabăra aheilor. Cu asta ne introduce pe noi poetul spunând: cântă, zeiță, mânia ce-a prinse pe Ahil Peleianul. Ahil Peleianul este, se pare, sau cel puțin așa în aparență, eroul principal. Ahile, fiul lui Peleus, de aceea numit și Peleianul. Totuși vom vedea că nu el este cumva eroul în jurul căruia se țese întreaga acțiune, ci este numai un pretext pentru a ne introduce în cu totul altceva. Bun, ce se întâmplă? Agamemnon comite așa numita hubris. Noi spunem pe românește un hubris, dar de fapt pe grecește este un feminin și mă țin de acest feminin, așa cum mă țin și de polis. Și nu zic căderea Constantinopolului, ci căderea Constantinopolei. Ca pradă de război, Agamemnon și-o însușește la un moment dat pe fata unui preot al lui Apollo, și anume Chryses, pe ea, pe fată, numind-o poetul Chryseis, îi se mai spune. Se supără foarte tare acest preot troian și pentru că Agamemnon nu dorește să accepte darul de răscumpărare a fiicei lui Chryses, acesta se duce și îi se roagă lui Apollo cu cerul și pământul să-l răzbune. Pentru că zeii sunt foarte sensibili la umorile
celor care i-au slujit la un moment dat. Și Crises este unul dintre cei care aducea jertfe în mod consecvent. Spuneam că zeii sunt foarte receptivi la aceste umori ale oamenilor și atunci Apollo acceptă să răzbune și trimite ciuma din tabăra Aheu. Să primiți ciuma într-o tabără militară echivalează cu decapitarea acelei oști, acelei armate. Agamemnon renunță până la urmă la Criseis, dar în schimb zice, mă duc și o iau pe Briseis. Briseis fusese și ea luată pradă de război, dar de către Ahile. Briseis era iubita lui Ahile. Deci Agamemnon, care era șeful acestei alianțe militare, comite un abuz de putere. Asta generează ceea ce se cunoaște în literatura de specialitate ca mânia lui Ahile. Și nu degeaba începe Iliada cu acest vers. Cântă, zeiță, mânia ce-a prinse pe Ahil Peleianul. Ce face Ahile? Intră în grevă. Problema este că Ahile ăsta era un fel de Germanie, nu? Într-o alianță NATO. Dacă într-un război declanșat între alianța NATO și, nu știu, altă putere, Germania face grevă, s-ar putea să avem o mare problemă, sau NATO să aibă o mare problemă. Poate că, mă rog, se poate suplini cu alte trupe, cu alte tactici militare, numai că Ahile era efectiv o piatră grea în războiul dintre Ahei și Troieni. Era eroul numărul 1 al Aheilor. N-am vrut să zic Statele Unite, dar poate să fie la fel. Depinde cu cine se luptă. Ce se întâmplă? Ahile se intră în grevă, se supără și vine mama lui, Thetis, care este o nereidă. O nereidă înseamnă o fiică a lui Nereus, adică despiță divină. Este o zeitate din puzderia de zeități acvatice, fiice ale lui Oceanos, ale oceanului, nu? Și pentru care acest privilegiu divin îi se poate înfățișa lui Ahile cam când vrea, fiul lui ei. Tetis, văzând supărarea lui Ahile, acceptă să-l răzbune și se duce glonț la tatăl ceresc, la Zeus, rugându-l să îl răzbune pe Ahile pentru această hubris. Acum îmi dau seama că nu v-am spus ce înseamnă hubris. Hubris este cel mai mare păcat. Hubris este ofensa adusă, ofensa supremă adusă unui zeu. Este o jignire. Paris a comis, dându-i mărul Afroditei, a comis o hubris față de Hera și față de Atena.